la Europa FM ne-am obișnuit să descoperim poveștile speciale, oamenii de milioane și acele inițiative care reușesc să ne facă să fim bine împreună, ca un întreg. Iar una dintre inițiativele care crește foarte frumos în România este Teach for Romania. Este vorba despre o organizație non-guvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All, care caută și pregătește oameni valoroși cu sau fără experiența anterioară de predare pentru a deveni profesori în învățământul de stat pentru copiii din medii vulnerabile. Iar în ultima perioadă, un parteneriat cu Rompetrol a ajutat Teach for Romania să susțină educația în zonele rurale, iar rezultatele acestui parteneriat sunt unele care ne dau foarte, foarte multă speranță. Vorbim despre ce se întâmplă și mai ales cum se întâmplă cu Mara Niculescu de la Teach for Romania. Bun venit, Mara, la Europa FM! Bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult pentru invitația generoasă de a povesti ce facem împreună cu Rompetrol și partenerii noștri de mulți ani deja, de aproape 8 ani deja în România. Bun, eu am încercat să explic ce face Teach for Romania uitându-mă pe site-ul vostru și citind de acolo un rezumat al misiunii, dar concret, cum se traduce asta? Ce faceți voi? Mergeți la sate, luați oameni, îi plantați acolo și predăm mai departe? Sau care este procesul întreg? Păi, pe scurt, modelul nostru este următorul. Am pornit de la următoarea miză. Cum ar fi dacă în satele cele mai izolate din România și în comunitățile cu provocări și cu rezultate foarte slabe la învățătură, ai duce niște învățători și niște profesori și ai pregăti profesori și învățători de acolo ca să fac față dificultăților cu mult mai mari și foarte diferite, care pun presiune și în felul ăsta am pornit cu un big bet, respectiv că, uite, poate că nu este de fapt atât de neatractivă meseria aceasta de învățător dacă sau de profesor în învățământul public, dacă o prezinți așa cum trebuie, adică cu miza cuvenită acestei meserii, care este una enormă în definitiv, rezultatele și bucurire pe care poți să le obții, dar și seriozitatea muncii pe care o faci sunt absolut enorme. Și putem să spunem că am câștigat pariul. Noi de aproape 8 ani deja recrutăm într-adevăr profesori cu sau fără experiență didactică, adică avem în program și profesori cu 20 de ani de experiență la catedră și profesori care fac această conversie profesională, să spunem, din mediul corporatist, după 20 de ani de lucrat în platforma Pipera sau mai știu și eu în ce complex de business din România, și îi ajutăm să facă față provocărilor dintr-o școală, dintr-un mediu defavorizat. Și le punem la dispoziție resurse, adică training-uri, resurse cu care să lucreze la clasă, dar mai ales și foarte important, tutori care să fie alături de ei, care înțeleg foarte bine provocările cu care se întâlnesc zi de zi și care îi susțin. Atunci când este foarte greu, le dau motive și le reamintesc, le ajută să-și recadreze dificultățile de zi cu zi în marea schema motivației lor. Și așa reușim să ținem oameni foarte, foarte motivați, chiar și acolo unde am zice că nu se poate și unde de ani de zile poate sunt copii care nu au reușit în toată școala să treacă la evaluarea națională sau unde ai rate de abandon școlar enorme, îngrozitoare și unde în clasa 7 găsești copii care nu știu să scrie și să citească. Mara Niculescu, avem cumva o imagine, tind să cred, alterată despre ceea ce se întâmplă la sat și în asemenea comunități mai izolate. Avem senzația că oamenii nu vor să învețe, că au deja un destin scris, cumva, din momentul în care s-au născut și acel destin, scuzați expresia, dar este una pur românească și des folosită la coada vacii și cam atât.
care e realitatea? Cum sunt primiți? Ok, voi pregătiți profesorii, dar ei se întâlnesc cu oamenii de acolo. Cum sunt primiți? Foarte bună întrebare. Depinde foarte mult cum pui, cum te prezinți și cum reușești să construiești în comunitate, în rândul părinților, în rândul elevilor, această noțiune că școala contează. Școala contează absolut indubitabil, adică noi ne referim la situații în care copiii suferă nu de analfabetism funcțional, de analfabetism primar, adică au dificultăți la scris și la citit. Pentru noi este absolut intuitiv de ce este bine să termin clasa 8-a, dar într-o comunitate în care foarte puțini oameni au copii care au terminat clasa 8-a și s-au dus mai departe la școală, e tare greu să faci argumentul ăsta la nivel abstract, așa. Iar oamenii își doresc ce este mai bun pentru copiilor, indiferent de ce venit au pe lună. Trebuie doar să pui lucrurile în context, să arăți și copiilor și părinților la ce e bună școala. Și asta e o chestie foarte, foarte, foarte dificil de făcut, de fapt. Pe de o parte, e misiunea profesorului ca la clasă, indiferent de ce predea, să se raporteze la experiența copilului și să explice la ce o să-l ajute, ceea ce îl înveți tu acolo. Pentru că copiii sunt extrem de pragmatici și atunci când se pune problema pe masă, ce ar trebui să fac eu acum? Să mă duc în continuare la școală, să zicem un copil de clasa 7, să mă duc în continuare la școală sau să mă duc să muncesc zilier ca să aduc un ban plus în venitul familiei mele, care este destul de precar. Trebuie să faci argumentul foarte solid în fața copilului și a familiei lui, la ce te ajută școala. Iar statisticile sunt foarte abstracte pentru astfel de comunități. Tu poți să le spui, da, uite, un an de școală îți aduce 10% în plus venit. Asta poate să însemne ceva sau nu. Trebuie să ancorezi foarte tare în contextul comunității respective. Și, uite, pot să-ți dau un exemplu aici. Am o profesoară de fizică, excepțională, care nu a venit în învățământ. A fost antreprenor înainte, a lucrat în mediul corporate, care s-a decis că își dorește să facă o schimbare și că vrea să meargă într-o comunitate cât se poate de provocată și să predea fizică acolo. Și ea trebuia să predea niște chestii chiar complicate de fizică la clasa 8-a. Elevii ei aveau dificultăți la scris-citit. Nu aveau dificultăți să înțeleagă textul pe care ea îl scria pe tablă sau din manual. Nu vorbim de concepte super complicate de fizică. Și și-a dat seama că în comunitatea respectivă copiii nu mai mergeau la școală după clasa 8-a. Și și-a dat seama că miza cea mare este să le arate la ce este bună școala și cum poate să-i ajute în mod concret pe ei. Și a lucrat sute de ore cu comunitatea respectivă, efectiv a bătut ulițele și a mers din poartă în poartă și a stat de vorbă cu fiecare părinte, cu fiecare elev, cu empatie, înțelegând situația oamenilor și explicându-le, uite, școala asta e ca o casă. Faci clasele primare, aia e fundația, dar nu poți să trăiești într-o casă care are numai fundație. De asta te duci la gimnaziu după aia, clasele 5-8. După care, uite, asta este ca și cum ai construi pereții. Știi niște lucruri de bază. Dacă îți poți trăiești în casa asta, trebuie și acoperiști. Asta o să înveți la școala profesională. O să-ți dea o meserie școala profesională. O să poți să câștigi salariul minim pe economie garantat. O să ai protecție socială. Imaginează-ți asta. Dacă se întâmplă ceva cu munca ta zilieră, tu ai o protecție. De asta îți trebuie și școala profesională. E acoperișul la casă. Și oamenii au înțeles foarte repede, drept pentru care după prima generație de copii care s-au dus la liceu și la școală profesională, era o școală în care media la evaluarea națională era în jur de 2 pe școală. Și unde mai era o singură clasă de a 8-a, pornind însă de la multișoare clase de primar. Abandon școlar foarte mare. Am înțeles oamenii la ce este bun și la început s-au dus undeva pe la 10 copii la
la învățământul. Acum sunt vreo 30 ceva de copii din comunitatea aia care merg la școală în clasa nouă. Și înțeleg de ce. Și le e foarte greu. Le ia foarte mult timp să ajungă la școala profesională. Trebuie să se trezească la 5 de dimineață. Trebuie să petrec aproape 12 ore în drumul de, la, de acasă la școală, plus școală, plus întors acasă. Dar înțeleg la ce bun. Deci cu oamenii potriviți poți să faci lucruri de felul acesta. Să schimbi complet percepția oamenilor despre ce pot ei să facă la școală. Și mai e o chestie, că dacă tu ca profesor nu crezi că fiecare elev are un potențial mare pe care tu trebuie să-l ajuți să și-l descopere, atunci rămânem la înțelegerea asta că la coada vacii nu prea se face școală. Copiii au curiozitate naturală, ei vor să descopere lumea, vor să înțeleagă. Nu alege ca să fie analfabet și să nu poată să-și termine școala. E vorba de cum prezinți această oportunitate și cum stimulezi interesul și creativitatea copiilor. E așa de trist că, de exemplu, s-a vorbit mult de analfabetism funcțional, de exemplu, în ultima perioadă a copiilor. Nivelul de literație, adică cât de bine știu să scrie, să citească copiii, e foarte strâns corelat cu cât câștigă părinților. În România și nu numai. Este extraordinar de trist și un cerc vicios care se continuă. Pentru că dacă ai puțină școală, ai și venit mic. Și dacă ai venit mic, pare că te predispune la școală puțină. Deci îți trebuie niște oameni care să creadă copiii aia pot, pentru că ei pot, chiar pot, și nu sunt cu nimic diferiți de copiii de la oraș și sunt jumătate din copiii României, deci ne privește cam pe toți, nu e o cauză socială, adică social în sensul ăsta de caritate. E o cauză socială în sensul că ne impactează pe toată societatea. Mara Niculescu, ai punctat financiar și este o dezbatere întreagă în societatea românească legată de nivelul de salarizare și de cum oamenii sunt motivați în funcție de cât de bine sunt plătiți sau nu. Înțeleg că fiecare profesor care merge într-o comunitate și reușește să facă o schimbare de la 2 la 10 copii, apoi la 30 să meargă la liceu, are o statuie, nu, de aur în comunitatea respectivă și câștigă în fiecare lună cât să își ia câte un castel sau... Cum funcționează? Cum sunt motivați oamenii ăștia care merg în asemenea comunități? Cum este motivat, de fapt, un profesor ca să-și facă meseria cu plăcere? Aici avem o provocare, poate în continuare, de politică publică, pentru că este o meserie, de la bun început să stabilim asta, este o meserie pe care nu o faci pentru bani, ci o faci pentru miza foarte mare pe care ți-o prezintă și pentru că este greu, interesant, dar cu satisfacții enorme. Să știi că tu ai creat oportunități de viață, ai deschis orizonturile unor copii, asta este o satisfacție extraordinară. Dar este foarte adevărat că la nivel salarial nu este o profesie încă foarte bine remunerată, noi, în special pentru profesorii și învățătorii debutanți, mai ales în cazul în care sunt considerați de sistem necalificați, adică în cazul în care nu au o serie de examene și certificări care în mod formal îi califică pentru această meserie, ceea ce de multe ori nu este corelat cu rezultatele lor la școală. Asta este unul dintre motivele pentru care noi oferim niște curse suplimentare oamenilor care aleg să intre în program alături de, să intre în învățământ alături de Teach for Romania. E o bursă lunară nu extrem de mare, dar care în momentul ăsta poate să facă diferență de, să spun, confort minim și igienă financiară, așa, în viața unui om care, mai ales care decide să-și schimbe profesia și totuși cu totul viața ca să intre acolo.
Iar cât despre statui, nu faci asta pentru statui, nici măcar pentru asta nu trebuie să o faci, pentru că îți setezi niște așteptări greșite. Tu te duci într-o comunitate pentru că vrei să... pentru că simți că poți și vrei să-ți aduci o contribuție. Dar copiii de acolo nu te-au cerut pe tine. Nu o scris cuiva o scrisoare, vă rugăm frumos să vină domnul sau doamna ca să ne salveze. Nu e bine să cazi în mitul salvatorului. Înveți împreună cu copiii, lucrezi împreună cu copiii, construiești împreună cu ei. Nu ești salvatorul comunității. Poți să o duci mai departe, sigur, dar cu smerenie, aș spune. Bun, hai să revenim la parteneriatul cu RomPetrol pentru susținerea educației în zonele rurale. Practic, ce a presupus colaborarea asta, parteneriatul dintre RomPetrol și Teach for Romania? RomPetrol susține Teach for Romania de ceva ani deja și ne ajută să aducem niște profesori excepționali în comunități foarte provocatoare, în niște comunități izolate, în primul rând, și destul de neatractive, să spunem, pentru, în general, pentru profesorii din învățământul public, în județul Constanța, în principal. Iar asta a însemnat că RomPetrol a acoperit toate costurile de program pentru o serie de profesori și învățători care au adus niște schimbări și care au făcut niște lucruri minunate în comunitățile respective. O să vă dau exemplu pe Alexandra, pe care cred că o să o și vedem sau deja am văzut-o. O învățătoare minunată care a lucrat în două comunități mici și ocolite în mod normal de cadre didactice din județul Constanța, care a reușit să facă niște lucruri excepționale cu copiii ei. Pentru cei care nu urmăresc încă pe social media Teach for Romania, ce a reușit mai exact să facă Alexandra și de ce povestea ei este atât de importantă pentru cei care au nevoie așa de un imbold ca să creadă că se poate? E nevoie doar de voință și implicare. Păi, ce a făcut Alexandra extraordinar de bine la școală a fost să le dea o șansă copiilor și să o intereseze în mod real circumstanțele fiecărui elev de la ea, de la clasă, și să-și dea seama care este cheița, care este chichița, pentru ca fiecare copil să poată să lucreze, să poată să învețe, să poată să meargă mai departe. De exemplu, și-a dat seama la un moment dat, având o clasă, lucra cu niște clase foarte mici, într-o comunitate foarte mică, cu puțini elevi, lucra în paralel în același timp cu clase diferite de primar, dar cu toate astea a reușit să aibă suficientă atenție pentru elevii ei din clasă, încât să-și dea seama că cel mai probabil câțiva dintre ei fuseseră prost diagnosticați, cu dislexie sau, știu și eu, cerințe speciale educaționale, când de fapt era vorba despre necesitatea unui consult oftalmologic. Și atât. Avea un elev despre care spunea că are disgrafie, dislexie și așa mai departe, care în clasa a doua nu putea să scrie și să citească deloc, despre care Alexandra și-a dat seama, părinții lui nu știau ce au neapărat, venea într-o familie cu un istoric de abandon școlar. Și-a dat seama că poate că totuși este o problemă cu vederea copilului și l-a dus la oftalmolog și și-a dat seama că vedea 40%. Și a primit ochelari și a început să citească imediat copilul. El, de fapt, avea o problemă de vedere. Nu avea nici pe departe o problemă cognitivă, nu avea niciun alt fel de problemă decât faptul că
Oh, îi trebuia ochelari. Atât, da. Deci, uneori, Și... rezolvările sunt foarte, foarte simple. Da, da. Uneori, rezolvările sunt neintuitive și foarte simple. Ce e greu e să le cauți. Că asta înseamnă că trebuie să-ți dedici atenție la fiecare copil și trebuie să-l urmărești și să-ți pui întrebarea oare ce o fi cu copilul ăsta și să nu-l califici imediat ca un copil slab din clasă care nu prea poate sărăcuțul de el. Toți copiii pot. Da, noi ca societate în general avem o problemă, de regulă acuzăm pe de-a întregul o comunitate și acum mă refer la profesori, că nu se implică, că nu fac, dar poate și noi putem să facem ceva astfel încât să-i ajutăm pe profesori nu să se poată implica. În cazul Teach for Romania, care ar fi calea prin care fiecare dintre noi poate contribui și vă poate ajuta să ajungeți în cât mai multe societăți sau grupuri vulnerabile, care au nevoie de ajutor? Păi, pentru noi, în primul rând, este foarte important să demontăm acest mit că profesoratul este o meserie neatractivă și neinteresantă pentru, mai ales pentru tinerii valoroși, pentru oamenii care ar putea să intre pe posturi de învățători și profesori debutanți, pentru oamenii noi în educație pe care îi așteptăm, având în vedere că mulți oameni din învățământ vor ieși la pensie în viitorul apropiat și va exista nevoia de oameni noi. Noi credem că este o meserie cât se poate de competitivă, cât se poate de serioasă și foarte atractivă pentru oameni buni, că de asta avem nevoie în educație, de oameni buni, care au motivația corectă și capacitățile, competențele ca să facă o schimbare acolo unde trebuie. Și pentru asta ce putem să facem este să dăm sfoară în țară de fiecare dată când se lansează câte un sezon de recrutare la Teach for Romania pentru viitoarele generații de profesori. Asta se întâmplă în toamnă anul acesta, cândva pe la finalul lunii octombrie vom avea campania deschisă de recrutare și poate să nu aplice din prima, dar măcar să considere oare cum ar fi dacă și eu aș intra în învățământ? Ce aș putea să fac? Cum ar fi? Iar al doilea lucru pe care pot să fac ca să ne susțină este să ne ajute să-i aducem pe oamenii aceștia, poate că nu se simt încă gata să facă ei pasul ăsta, dar să ne ajute să-i susținem pe cei care fac asta și cel mai facil mod pentru a face asta este să ne susțină cu un SMS la 8844 cu textul model. Mara Niculescu, pentru cei pe care i-ai inspirat și determinat în acest moment să facă vreun pas, fie pasul să aplice ei, fie să recomande pe cineva care să aplice, ce ar fi de știut? De ce studii ar fi nevoie? De ce pregătire anterioară ar fi nevoie? Noi la Teach pornim de la următoarele premize. Ca să fii un profesor sau un învățător bun, în primul rând trebuie să ai un set de competențe, pe cum leadership, autodeterminare, gândire strategică. Tu poți să ai calificări foarte variate și te vom ghida în a alege disciplina potrivită pentru tine și ciclul de învățământ potrivit pentru tine. Dar în primul rând este important ce știi să faci, nu neapărat ce cunoștințe de pedagogie sau ce cunoștințe de legea învățământului ai. Pentru a putea face față dificultăților pe care le întâlnești în învățământul de stat, în comunitățile provocatoare, în primul rând îți trebuie niște competențe pe care le vedem inclusiv la oameni care nu au avut nici măcar o zi contact cu mediul formal de învățământ.
Iar apoi Teach for Romania pregătește nu numai profesori, noi ne uităm la potențialul pe termen lung al oamenilor care intră în Teach for Romania. Am gândit ca un fel de, cred că un fel de MBA în educație, ai 2 ani în care să experimentezi pe pielea ta și cu toate resursele pe care le ai și cu mintea ta, ce înseamnă lipsa de acces la educație de calitate a copiilor din mediile vulnerabile din România. Să înțelegi care sunt problemele, real, în contact cu comunitățile. Iar apoi, în pasul următor profesional, fie că rămâi la catedră, fie că te duci spre management școlar, fie că vrei să mergi spre instituții care lucrează, instituții din învățământ, fie că vrei să te orientezi spre sectorul non-guvernamental sau chiar să lucrezi în fundații sau în ramurile de CSR ai unei companii sau în politici publice, vei ști despre ce este vorba. Vei acționa în cunoștință de cauză. Deci, profilul pe care îl căutăm, căutăm lider pentru educație. Mai mult decât orice altceva, asta ar fi cuvântul în care ar trebui să se regăsească cineva care se simte gata să caute informația asta. Cum fac să aplic pentru Teach, cum fac să intru în învățământ. Mara Niculescu, Teach for Romania, mulțumim foarte mult! Eu vă mulțumesc, noi cu toții vă mulțumim foarte, foarte mult și sperăm să ne reauzim în curând cu forțe proaspete cu următoarea generație de profesori care intră în septembrie la catedră. Sigur, așa vom face. Mult succes!